Cătălin Nechifor este de părere că reprezentanții Fondului Monetar Internațional au spus cam târziu că PSD-ul are dreptate. Mă uitam cum la aproape un an distanță, în final, Fondul Monetar Internațional ne dă dreptate nouă celor din PSD. Și vreau să vă amintesc faptul că anul trecut, înainte de Paști și în perioada Paștelor și după Paști, am avut o dispută politică cu cei de la PDL la nivel de județ. La momentul respectiv, Flutur anunța pompos cu doamna Udrea cum vor moderniza România, cum vor face peste 10.000 de kilometri de drumuri județene, cum am ajuns în situația ca pentru Suceava să avem drumuri județene la prețuri astronomice. Repet, din nou, un panaci billboard la 1.362.000 de euro plus TVA pe kilometru. Asta înseamnă circa 80 miliarde de lei vechi pe kilometru. Un drum cum ar fi Suceava prin Ipotești, prin Bosanci, Udești, Dolhasca, la o sumă de circa 500.000 de euro plus TVA. La alte drumuri județene exagerat de scumpe, contestasem la momentul respectiv acest lucru. Nu faptul că drumurile sunt necesare, nu faptul că e nevoie de investiții în infrastructură. Am spus atunci, o spune și Fondul Monetar Internațional acum, cam târziu, dar bine că au spus-o, și vreau să citez. Fondul Monetar spune așa că PND-ul Elenei Udrea este un program politic care nu respectă regulile și prin care se pot risipi banii publici. Tot Nechifor a precizat că PSD-ul poate demonstra că a avut dreptate, având în vedere că săptămâna trecută s-a decis că proiectul propus de Udrea nu poate fi finanțat. Nechifor a mai spus că programul de dezvoltare a infrastructurii propus de Ministerul Dezvoltării devine fantezist. În plus, președintele PSD Suceava i-a acuzat din nou pe cei din administrația județeană de faptul că nu aduc bani europeni pentru că sunt mult mai bine verificați. E mult mai ușor să vii să iei șpagă pe proiecte finanțate național, pentru că acolo vine și te controlează BOC, echipa de control lui BOC, mai nu știu cine, mai cade un apostol, mai cade un pisoi pe undeva, dar în rest lucrurile merg mai departe. Ori atunci când discutăm despre banii europeni, lucrul este limpede. Pe de o parte există control financiar anticorupție, definit prin tratatele europene exercitate de către OLAF, organismul de luptă antifraudă al Uniunii Europene. Există și obligația statului național de a exercita la fel un control pe linie de corupție. Și asta credem că este soluția pentru a finanța într-adevăr proiecte de infrastructură. Și vrem într-adevăr ca aceste drumuri județene să fie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că ceea ce a demonstrat Flutur la Suceava în acești aproape 4 ani de când este președinte, a demonstrat că singurele realizări notabile sunt acele proiecte europene, culmea care au fost scrise de către PSD, câștigate de PSD în 2008, când Flutur încă nu era președinte, și pe care Flutur sigur n-a avut altceva decât să taie panglica la final. Nechifor a completat faptul că banii care au venit la Suceava au fost dați de miniștrii guvernului Boc, iar Fondul Monetar Internațional recomandă cât mai multe proiecte europene. Mesajul transmis la final de Nechifor a fost adresat administrației județene, în special lui Gheorghe Flutur, și a fost același mesaj pe care FMI-ul l-a transmis României. Nu mai risipiți bani publici pe proiecte politice.